Deci revenind din nou pe rețelele de socializare, aș vrea să mă salut cu internauții mei, dragi, fideli și ascultători. Vreau să transmit totuși azi un mesaj, fiindcă suntem în data de 9 februarie 2020. Deci, mult stimatii, doamne primar, da? Vera Golan din satul Rădinii Vechi. Deci, eu am făcut o cerere trimisă prin rețelele de socializare, prin mail, ruda, în data de 22.11.2019, cu număr de înregistrare 11. Deci unii am solicitat în această cerere, în mod repetat și în regim de urgență, să fie eliberate copiile la următoarele acte. Lista consilierilor locali validați la moment, deoarece când am trimis anterior cerere, mi s-a spus că nu sunt validați și pe urmă după care am înțeles că deja din instanța de judecată s-au validat numărul și lista acestui. Bugetul local votat și adoptat la moment de către Consiliul Local Satul Rădinii Vechi pentru anul 2019 și 2020, care este de fapt suma reală a bugetului local. Asta 2, 3. Lista și devizul de cheltuiele a tuturor lucrărilor efectuate la construcția celor două foișoare. S-au făcut două biserici înainte, în centrul satului ne-au stricat, vreau să spun că e imaginea satului, plus la asta s-au făcut așa de dorul dorului, prin niște bani care au fost alocați, am înțeles că de lituanieni. Deci, instalat în centrul satului, unde să fie menționat de fapt, eu am cerut costul acestora, cât s-a specificat cu suportul cui au fost ele efectuate lucrările de construcție și din banii cui, care este totuși suma reală și totală a lucrărilor efectuate. Deci eu am scris, menționez clar, toate cele solicitate de mine sunt necesare pentru a lua cunoștință de plină și în strict conformitate legislația în vigoare a Republicii Moldova, cum se cheltuie și unde se duce de fapt banul public al Consiliului Local Satul Rădinii Vechi. Unde de dorit ar fi să fie specificat ce lucrări de importanță prioritar urmează să fie efectuate pentru locuitorii și cetățenii satului Rădinii Vechi din banii bugetului local pentru următorii ani. Deci 2019-2023, adică acei 4 ani de mandat. Și am solicitat transparență. Mai mult ca atât, eu am solicitat ca răspunsul să-mi fie trimis, deci prin scrisoare recomandată, cei ce vreau și să arăt. Deci, menționând și arătând toate aceste solicitări ale mele, eu am venit totuși cu acest răspuns care vreau să-l prezint opinii publice. Deci e-mail-ul a eliberat mie în data de 4-12-2019, scrisoarea respectivă eu am primit-o la data de 9-12-2019. Ce vreau eu să menționez într-acest răspuns? Că dumnealor, vreau să spun că îmi spun în primul rând că toate aceste liste cu aleșii locali, da, consilierii, sunt publicate pe site. Eu n-am găsit pe site decât listele vechi. De ce eu le solicit? Deoarece eu am văzut că în lista de consilieri este și Matușca. Da? Și eu am spus-o data trecută că eu o iubesc foarte mult, este simpatic pentru mine. Dar dacă o lăsa biserica și s-o apuca de politică, eu aș vrea să aduc la cunoștință. Dar și Matușca asta e funcție? E soția preotului, e soția dar preotului, dar este consilier. Nu, este consilier în Consiliul Local. Ce nu e interzis? Nu e interzis, dar tot corect. Am auzit că preot primarul a ajuns. A ajuns, dar înseamnă că din câte noi știm din istorie, biserica este politică, da? Nu se ocupă cu politica. Deci punem accentul din start. Ori facem credință, ori facem politică. Dar dumneata de ce n-ai candidat? Ca să nu le ceri da, așa scrisori, dar să ai acces direct la informații din Consiliu. Eu am candidat, tocmai că asta am candidat, am ieșit a doilea pe listă. Și de ce? Din cauza că eu am menționat și am specificat. Nu-mi trebuie, vreau să vă spun, dureri de cap. În primul rând, înțelegeți cu toate mascarada asta și cu toate show-urile astea și mizeriile astea care s-au făcut în cadrul alegerilor. Eu am spus-o și-o specific. Voi urmări toate activitățile care le desfășoară Consiliul Local Satul Rădinii Vechi. Plus la aceasta, banii cei care ei s-au alocat, decât suportul lui toate. Dacă dumneavoastră menționați în această scrisoare și vă rog să apropiați aici, unii dumnealor spun așa, că ele fiind executate în cadrul unui proiect public-privat cu contribuția fiind... Deci, proiectul respectiv, ori e public, ori e privat. Poate să existe deci, și parteneriat, nu? Dacă dumneavoastră încercați cumva să tulburați și să mețiți mințile oamenilor, gândiți-vă că totuși mai sunt oameni care înțeleg ce înseamnă și public și privat. Dar în primul rând ar trebui să fie transparență, deoarece eu am solicitat transparență maximă. Eu te v-am răspuns. Da, au dat un răspuns aberativ. Din cauza că îi spun, da, pot participa la ședințele Consiliului fără drept de vot. Eu dacă vin,
vreau să spun că orice consiliu este public, orice o ședință de judecat. Exact. Este public, exact. Poate participi oricine, trebuie să știi cum se cheltuie banul public și de ce atrag atenție aici. Din cauza că eu în alegerile locale care au fost în toamnă, în data de 20 octombrie 2019, eu am candidat și am concurat pe circumscripția respectivă la funcția de primar. Ce vreau să atrag atenție? Eu am achitat 1000 de lei, da? Sau mai bine, da? Pus, de două ori am încheriat căminul casei de cultură. Și am vrut să întreb din start, unde s-au dus banii mei? Și am întrebat prin cererile respective, spuneți, vă rog, unde s-au dus banii mei? S-au dus pe zel de naștere, s-au dus sau, știți cum spune, folosit în alte scopuri, sau s-au dus la o familie care cu necesități stringente, social vulnerabil, sau cu dezabilități. Consiliul decide unde se cheltuie banii primării. Dar eu am vrut să spun, anume și banii mei. Dacă au intrat în buget, după aceea nu se mai știe care bani au luat de la Igor Fediuș, care bani au luat din impozitele cuiva, sau care bani au venit de la guvern. Eu aș vrea să specific și să menționez. Trebuie să fie transparență maximă. Cetățenii să știe ce lucrări se execută, de unde sunt bani. Pentru ce mai este acest consiliu, înțelegeți, ales și numit? Să fie funcțional, da? Dacă din banii care dumneiei au venit și au făcut PR, murdărie, imagini, că i-am spus sănătate îi doresc, eu nu îi doresc decât să facă lucruri frumoase, nu de dorul dorului și de mântuială. Și nu o să mă întorc înapoi să caracterizez prin interviurile care le-am arătat și să mă repet. Dar dumneiei la vârsta de 70 de ani, 70 și, eu vreau să spun un singur lucru. Trebuie să-și vadă de treabă. Mai mult ca atât, când era ca asistent medical, cred că merge în mai multe gospodării, știe care e situația. Dacă acum poporul i-a mai dat un mandat, înseamnă că o meritat. Ar apare o întrebare, vreau să spun că destul de strigătoare la cer și aș vrea să te întreb, doamnă Golan, de când ești primar, în câte gospodării ai mers să vezi familiile social vulnerabile, care sunt cu dizabilități? Ce ajutoare le-ai acordat? Da, eu știu cu ei duci. Am surs în teritoriu și la ce gospodării mă tale trage acolo și duci saci cu ciment, nu știu, mai duci plietcă, cu toate că aceia sunt niște bețivi și ei nu folosesc scop. Da, special și nu, vulnerabil, dar și nu e special vulnerabil. Știți cum îmi spune cineva la dânșii, rage vaca când are fân și stă fânul alături și vine primăria și le acord. Duceți-vă, vă rog, la persoanele care într-adevăr necesită acest ajutor și vedeți totuși care este situația în teritoriu. Eu v-aș sugera ca idee, ca să vă duceți ca primar, nu veniți cu lucruri de astea, știți cum spune, murdare și încercați să îngropați niște șlanguri, ca să zic așa în rus, să mă înțeleagă toți, dar să le spun niște trubii de astea de plastic în pământ și matale, spui că vrei să tragi apeduct. Dar te-ai gândit la canalizare? Vrei să spui că de la Cornești o să fie stații de proare a apei? Deci ați îngropa niște bani în loc să aveți grijă de niște cișmele, din niște fântâni, din niște lucruri primordiale în sat, că care necesită... Apatele de suprafață stăți poluate. Cu nitrat și tot foarte felul corect, de altă chestie. Dar apă ce e, cine o să bei, cine, eu nu știu cum o gândi, de unde ați tragi, la cele 4 iazuri din rezervație apă, da? Ele sunt săcate, majoritatea dintre noi, sau ați văduți la Bahmut, la cea care deja e pășune acolo. Deci nu gândiți cu capul, nu aveți o experiență în administrare publică, mai mult ca atât, în continuare vreau să spun că prejudiciați imaginea satului Rădinii Vechi, bugetul local, v-ați format o echipă, vreau să spun, de consilieri care pe rețele de socializare vă privesc toți, că vă faci zil din naș, nu ne interesează, nu ne interesează, dar sunt niște, vreau să spun, că persoane incompetente, toți. Eu am spus niște, n-am spus toți, dintre dânșii și să începe de la cei care eu i-am menționat anterior. E fix așa, ești listă, susțin, mă ating un consilier sau doi. Atât. În restul e rămas același format. Deci ce aici vreau eu să menționez? Că am adresat nenumărate plângeri, scrisori, cereri, solicitări, să fie întreprins măsuri în teritoriu, anume pentru verificare. Deci este Curtea de Conturi. Am să fac o solicitare să vină în teritoriu, să vadă cum se folosește banii public, ce lucrări s-au făcut și ce beneficii au cetățenii. Că ați îngropat aceste trubii de plastic în pământ și ați deteriorat asfaltul și tot așa mai departe. Porțiune de asfalt. Vreodată apeduct, deci, acestea niște bani îngropați, conservați în pământ, plastic care cetățenii urmau și eu am spus-o și nu mă întorc. Erau lucruri mult mai importante în satul Rădinii Vechi de făcut. Nu din gropa niște bani și cineva a venit și a pus 80.000 de lei și n-am să dau un nume deoarece până și nu am informații concrete privitor la cazul ăsta, a venit și a pus în buzunar că ce o să se ocupă cu cadastru, da?
Au făcut niște scheme și au pus niște bani, tot e din sat. Când o să aveți dovezi, când o să am dovezile respective, am să vin și am să le arăt personal și am să le publicăm ca cetățenii să știe cu cine ocupăm. Sănătate și încă o dată, gândiți bine ce aici faceți împotriva cetățenilor și împotriva dumneavoastră faceți.